bani, cât nu o să faceți voi în viața voastră. De asta eu nu pot să mă supăr pe voi niciodată. Înțelegeți asta, nu? Da, voi, invidioșilor, deci mi-e milă de voi, sincer. Se pare că iar este internetul plin de videoclipuri cu Andreea Bosnărică, însă nu într-un mod pozitiv. Astăzi vom vorbi despre tot acest incident și de ce a ajuns Andreea Bosnărică să primească tot acest hate. Țin să menționez că acest videoclip nu este unul de hate. Eu vă voi explica în prima parte a videoclipului care este faza, iar în a doua parte vă voi spune și care este părerea mea în legătură cu tot acest incident. Chiar vă rog mult să mă lăsați la comentarii și părerea voastră în legătură cu Andreea Bosnărică și ce spune ea pe live-uri. Chiar sunt curios și ce părere aveți voi. Dacă sunteți de acord, dacă nu sunteți, scrieți acolo mai jos. Fac acest videoclip puțin pe grabă, n-am să vă mint. De aceea, dacă am omis ceva, vă rog să-mi scrieți la comentarii. Rămâneți până la finalul videoclipului ca să aflați totul. Nu uitați de like, share și subscribe, deoarece peste 90% nu sunteți abonați, iar fiecare subscribe mă ajută foarte mult. Și nu uitați să activați clopoțelul, deoarece vinerea aceasta apare un videoclip în care vă prezint evoluția lui Shelly de la 5 Gang la Bass House. Se pare că Andreea Bosnărică iarăși ia un val de hate, dar de această dată nu din cauza videoclipurilor și a dansurilor, ci din cauza vorbelor pe care chiar ea le-a spus pe niște live-uri. Ca o introducere, totul a început de la videoclipurile Andreei Bosnărică, în care și-a arătat cadourile foarte scumpe și imensele buchete de flori, care dacă stăm să ne gândim că nu prea ar încăpea în celebra garsonieră de 11 metri pătrați din Cluj. Ei bine, tot acest tantam nu a început doar de la faptul că și-a arătat cadourile primite de la iubitul ei arab, ci de la cuvintele jignitoare pe care le arunca urmăritorilor ei, cum ar fi momentul în care spune că ea face bani când nu o să fac urmăritorii ei niciodată. Bani, cât nu o să faceți voi în viața voastră. De asta eu nu pot să mă supăr pe voi niciodată. Înțelegeți asta, nu? Sau trebuie să mai repet? Thank you! Thank you so much! Ce frumos te lauzi! Da, mie îmi place foarte mult să mă laud. Îmi place enorm de mult să mă laud. Și îmi place foarte mult să vă fac în ciudă, pentru că așa îmi face plăcere. Le faceți în videoșilor! Ok. Înțelegem că cel mai probabil aceste cuvinte au fost puse haterilor de pe live-ul ei, însă chiar și așa tot nu este bine, deoarece provoacă un disconfort tuturor urmăritorilor ei. Și totuși, când ajungi la un număr de genul de urmăritori, 4,5 milioane în cazul ei, ar trebui să ții cont de cum te observă lumea după ce scoți pe gură. Acum nu zic nu, sunt conștient de faptul că sunt și foarte mulți invidioși pe ea, deoarece, după cum am mai zis și alții, duce viața pe care și-ar dori-o mai orice fată, sau poate nu chiar toate. Videoclipul pe care vi l-am prezentat este doar unul din cele ce au stârnit toată această controversă. Iar acum vă voi lăsa pe ecran și alte momente de pe live-urile ei. Mai aveți mult de muncă, ți-e doar milă de voi și vă doresc tot binele din lume și chiar sper să vă meargă totul bine și să nu mai fiți triști și răutăcioși, să fiți și voi așa ca mine. Bine, nu prea puteți să fiți ca mine, că mai aveți mult de muncă, dar cine știe, poate cândva, eu cred în voi. Dacă eu am 1.100.000 de puncte, am intrat pe live 2 zile, săptămâna asta am făcut cât faceți voi într-un an, anul ăsta am făcut cât n-ați făcut voi și nu o să faceți în viața voastră, voi înțelegeți că voi vă uitați la mine și eu fac bani, cât nu o să faceți voi în viața voastră. De asta eu nu pot să mă supăr pe voi niciodată. Ce frumos te lauzi, da, mie îmi place foarte mult să mă laud, îmi place enorm de mult să mă laud și îmi place foarte mult să vă fac în ciudă, pentru că așa îmi face plăcere, mai ales când văd în video și ca voi pe live. Abia acum la 4 milioane de urmăritori, îmi permit să păzești eu 2 TikTok-uri pe zi. Știți ceva, o să opresc live-ul, că nu cred că mai are rost. What's this, Jim? You're crazy? You don't remember Jim? Him, you score. My husband. Your husband. Goodbye, beautiful woman. Goodbye, my wonderful, amazing, the best, my love, Jim. I love you so much. God bless your heart. Thank you for everything you do for me. Da, voi, invidioșilor, deci mi-e milă de voi, sincer, mi-e milă de voi, îmi dau seama ce viață tristă aveți, că trăiți tot cu viața mea, de asta eu sunt aici, de asta am făcut eu în 20 de minute cât nu faceți voi în 3 luni, pentru că sunteți niște invidioși. Chiar vă rog mult să mă lăsați la comentarii și părerea voastră în legătură cu Andreea Bosnărică și ce spune ea pe live-uri. Chiar sunt curios și ce părere aveți voi. Dacă sunteți de acord, dacă nu sunteți, scrieți acolo mai jos. Iar în final, părerea mea este că nu mi se pare ok deloc să își jignească fanii care totuși au făcut-o să fie acolo unde este. Trebuie să știe că în orice moment toate aceste cadouri și luxuri pe care le are acum pot dispărea în orice moment. Însă urmăritorii ei și oamenii care o iubesc, ei bine, aceștia vor rămâne. Înțeleg faptul că are și foarte mulți hateri care sunt invidioși pe ea, deoarece s-o spunem pe ea dreaptă, o duce bine rău. Însă cu siguranță nu acesta este modul în care să-i pui la punct, ca să zic așa. Încă o dată repet, acest videoclip nu este de hate, de aceea eu o susțin pe Andreea Bosnărică în a remedia toată situația. Iar în final, nu uita de like, share și subscribe, deoarece peste 90% nu sunteți abonați, iar fiecare subscribe mă ajută foarte mult. Și nu uitați să activați clopoțelul, deoarece vinerea aceasta apare un videoclip în care vă prezint evoluția lui Shelly de la 5 Gang la Bass House. Până data viitoare, am fost Robert, v-am pat!